Primăria Copalnic-Mănășturi dezvoltă 6 proiecte pentru care beneficiază de fonduri europene. Unul dintre ele vizează realizarea unei clădiri noi în centrul de comună, în care elevii vor putea urma programul After School. Pentru elevii din comuna Copalnic-Mănășturi să stea după masă, să-și facă lecțiile, inclusiv pentru comunitățile de romi, ne-am gândit ca să putem să facă cât mai multă școală, să se integreze cât mai bine în societate. Tot cu bani europeni va fi modernizat și dotat căminul cultural din Berința, iar dacă vremea va permite, vor fi realizate o parte din lucrări în această toamnă. În cazul celorlalte proiecte, cum ar fi cele prin care vor fi realizați 11 km de ulițe și străzi în satele Copalnic-Mănășturi, Copalnic, Curtuiușul Mic, Berința și Cărpiniș și 17 km de drum agricol, lucrările vor începe doar la primăvară. Tot atunci, muncitorii sunt așteptați să se ocupe de canalizare în Berința, dar și de grădinița nouă din Făureș, pentru care de asemenea există finanțare europeană. Mai avem două cămine culturale în lucru pe buget local, în Curtuiușul Mic și Preluca Veche. Și mai avem un cămin cultural în satul Cărpiniș pe Compania Națională de Investiții, care ne-a finanțat acest proiect, un proiect foarte important și foarte frumos. Și mai avem încă câștigat în această sesiune modernizare, extindere și dotare școala Copalnic-Mănășturi, școala de centru, unde probabil vor fi tot mai mulți elevi, pentru că sunt sate mici unde a scăzut numărul elevi. Primarul susține că a încercat ca în fiecare sat al comunei să se realizeze câte ceva în ultimii ani. În unele cazuri este mulțumit de rezultate, în altele nu.